Aproape 10.500 de pensionari care au venituri lunare mai mici de 1.300 de lei vor beneficia de tichete sociale. Sunt etichete câte 10 tichete a 10 lei fiecare, deci 100 de lei, sigur nu e mult, nu e puțin, dar e ceva care se adaugă la masa lor. Sunt acei pensionari a căror pensii nu depășesc suma de 1.300 de lei inclusiv precum și 780 de asistenți personale persoanelor cu dizabilități. Prezent la emisiunea în audiență, primarul Mihai Chirica a tras un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de pensionari cu venituri mici. Astăzi, la ora la care noi vorbim, în municipiul Iași încă mai sunt aproape 10.500 de pensionari cu pensie până în 1.300 de lei. Deci trebuie să avem mare atenție, foarte mare atenție, cum ne pronunțăm în spațiu public atunci când vorbim despre gratuități la transportul public? Ia să, ce ar fi pentru ei, sau în fine, cum recepționează ei dacă le-am luat gratuitățile la transportul public? Îi izolăm în case. Păi cât ar ajunge? de Cât, Vreo 200 de lei pe cât lună? își permit ei să cheltuiască ca să ducă să deplaseze, eu știu, în excursii? Mai nimic? De aceea au nevoie de parcuri? au nevoie de locuri în care să-și găsească liniște, au nevoie de magazine cu prețuri mici, dar nu neapărat să ne gândim doar la calitate. Deci cu adausuri mici. Cei care vor primi carnete cu tichete sociale vor putea să își cumpere alimente, haine și medicamente din peste 400 de magazine din municipiul Iași.